Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Ploiești au stabilit astăzi o cauțiune de 200.000 de lei într-un dosar în care Robert Grigorescu, consilier al fostului primar Andrei Chiliman, este cercetat pentru luare de mită. Potrivit unor surse judiciare, Grigorescu ar fi luat în total 1.400.000 de lei de la mai mulți agenți economici pentru facilitarea acordării unor contracte cu primăria sectorului 1 București. Robert Grigorescu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură care este dispusă pe cauțiune.